Liceenii sigheteni învață săptămâna aceasta cum să-și descopere pasiunile și să le pună în practică, mai exact cum să le monetizeze în viitor. Cursurile de descoperire a pasiunilor sunt susținute de trainerul Romeo Crețu, inițiatorul proiectului Dăruiește pentru Educație, prin care încurajează liceenii să-și descopere pasiunile, să le transforme în acțiune și să obțină rezultate frumoase. Avem 3 întrebări pentru ei, pe care le dezbatem în cadrul a 3 întâlniri de 45 de minute fiecare. Discutăm cu ei despre de ce e important să-și descopere pasiunile, apoi le oferim 5 metode prin care le pot descoperi și 10 metode prin care pot ajunge să câștige bani din aceste pasiuni. Au răbdare elevii? Cum îi vedeți? Au. Sunt mai, cum spun, mai timizi în ce privește discuțiile, dar pe măsură ce se desfășoară cele 3 întâlniri prind mai mult curaj. Care sunt principalele metode pe care le folosiți? Presupun că sunt multe, având în vedere că faceți cu ei ore întregi de cursuri. Metodele sunt, facem prezentări, le spun multe povești de viață, le adresez întrebări, cum vă spuneam, dezbatem anumite subiecte ca să aflu și părerea lor și tragem împreună anumite concluzii. Cum putem ajunge să câștigăm bani din pasiunile noastre? Asta e cea mai des întâlnită întrebare. Și este și cea mai dezbătută. Cât de important este să fie încurajați elevii să-și urmeze pasiunile? Din perspectiva mea, în momentul în care încurajăm cât mai mulți liceeni să-și descopere pasiunile, ne va fi mai bine tuturor. Pentru că vom avea garanția că acești liceeni viitori, oameni de afaceri sau freelanceri sau angajați, vor face cu plăcere ceea ce fac. Și contează enorm de mult, cel puțin din perspectiva mea. Care este rolul diriginților în toată această poveste? Diriginții îi pot susține foarte mult. Din perspectiva mea, sunt elementul cheie în acest proiect, în sensul că îi pot susține și pot să aibă mai multe discuții la clasă pe marginea acestor subiecte pe care le prezint. Iar părinții? Nu trebuie să uităm nici de ei. Părinții pot, de exemplu, să îi sprijine și să îi încurajeze să-și urmeze pasiunile pe care le au. Pentru profesorii sau diriginții care nu sunt implicați în astfel de proiecte, care este sfatul dumneavoastră? Cum să insereze aceste mici sfaturi în orele obișnuite, astfel încât elevii să fie încurajați să-și urmeze pasiunile și să aibă și rezultate, bineînțeles? Din perspectiva mea, orice profesor poate, într-o anumită măsură, să discute la clasă cu elevii și lucruri despre viață, nu numai despre materia respectivă. Bineînțeles, pentru asta e nevoie de disponibilitate, este nevoie de timp, dar, iarăși, din perspectiva mea, se poate. Ați mai lucrat cu elevi din Sighetul Marmației sau este pentru prima oară? E prima oară când vin aici, la invitația Clubului Rotary Voievoda. Și cum este? Fain. Frumos. Sunt deschiși elevii spre oportunități. Cum vi se par? Care sunt pasiunile lor? Am auzit mulți care vor să meargă spre medicină, avocatură, informatică. Da? Domeniul, cel puțin informatică, este un domeniu de viitor și va fi în continuare. La ora actuală, din câte știu, un deficit de vreo 40.000 de IT-ști la nivelul țării. Posibilități există, medici buni avem nevoie, avocați buni avem nevoie și așa mai departe. Am înțeles că în toamnă vreți să lansați ediția cu numărul 6 acestui proiect. Ce va aduce nou? Ce va aduce nou? Va aduce nou o rețea de mentori pe care o să o construiesc la nivel național, astfel încât să nu mai desfășor doar eu proiectul, mentori care pe plan local pot desfășura aceste întâlniri cu liceenii. În fiecare clasă de liceu implicată în proiect se susțin 3 cursuri de 45 de minute fiecare, la interval de aproximativ 2-3 săptămâni. Le sunt prezentate și explicate metode de monetizare a pasiunilor, adică transformarea lor în bani. Avem cu acest proiect pasiune plus acțiune egal rezultate, cum îl numesc. M-am întâlnit până acum peste 8.000 de liceeni din toată țara. Avem 3 întâlniri, evident, asta e prima. Dar mai avem 2 întâlniri, una peste 2 săptămâni și una peste a treia întâlnire este în mai. Astăzi o să discutăm despre de ce merită să ne descoperim pasiunile și fac aici o precizare. Ați observat când vă pun părinții voștri să faceți ceva?
Că prima întrebare ce apare în minte este, dar de ce? Pentru, și vă spun asta pentru că oamenii, dacă nu au un motiv clar pentru a face ceva, nu fac nimic. Iar ce, aveți frasurări? Câți dintre voi aveți frasurări? Ei, la voi mai apare întrebare. Dar de ce eu? Dar de ce mă pui pe mine? Dacă nu fără soră, pe frate, de ce mă pui pe mine să fac anumite lucruri? Și astăzi o să discutăm un pic despre de ce merită să ne descoperim pasiunile. Data viitoare o să discutăm despre cum merită să ne descoperim pasiunile. Am identificat 5 metode prin care oamenii își pot identifica pasiunile, bineînțeles, dacă doresc acest lucru. Iar la ultima întâlnire o să discutăm despre 10 metode prin care putem să câștigăm bani în pasiunea noastră. Pentru că e fain să ai pasiuni, dar e și mai fain să câștigi bani din ele. Deși fac o precizare foarte importantă aici, care o să vă ajute foarte mult în viață. Sunt două tipuri de pasiuni. Pasiuni monetizabile, pasiuni pe care le transformi în bani și din care îți câștigi existența, și pasiuni la nivel de hobby. Pasiuni din care nu ții neapărat să câștigi bani, dar te împlinesc la nivel de suflet. La final, elevii primesc câte un exemplar din cartea Plan de zbor pentru liceeni, semnată de Romeo Crețu. Este o carte pe care am scris-o anul trecut. E a cincea carte pe care am scris-o. Dacă vă interesează să scrieți vreodată cărți, putem să povestim că nu e chiar atât de complicat cum cred oamenii. Am numit-o Plan de zbor pentru liceeni. Mi s-a părut un titlu foarte, foarte bun. Și e o carte care se citește ușor. Am citit-o și eu după ce am scris-o și chiar e fain. Bine, am citit-o ca să pot să o corectez. Pentru că această carte a trecut prin vreo 10 corecturi succesive ca să ajungă în forma aceasta. Se citește foarte ușor pentru că are scrisul mare. Ai și foi albă, nu mai ce se citește. Bine, de aici poți să-ți treci propriile tale notițe. Are, cineva m-a întrebat dacă are poze. Are și poze. Da? Și mai e, da? E subținică. Are și autograf. Și are și semn de carte. Iar pe semnul de carte, pe spatele semnului de carte, sunt o parte dintre sponsorii acestui proiect. Eu nu prea numesc sponsori, îi numesc dăruitori. Persoane care dăruiesc resurse financiare sau ajutor, astfel încât să vă încurajăm să vă descoperiți pasiunea și să vă puneți în practică. Proiectul își propune să facă o schimbare semnificativă la nivelul liceenilor din România și să le ofere cu adevărat suport în descoperirea pasiunilor, pentru ca în viitor aceștia să-și trăiască viața la adevăratul potențial. Da, a fost o experiență de neuitat și consider că fiecare licean ar trebui să participe la așa ceva, căci acest formator de persoane ne-a ajutat să nu renunțăm la pasiunile noastre, căci aceasta a fost tema. Care este pasiunea ta? Pasiunea mea este dansul și încă de mică am această pasiune și bineînțeles că nu totul este roz și am avut și o parte de niște lucruri neplăcute, însă pot să spun că recent am vrut să cumva să renunț la acest lucru, dar cu ajutorul întâlnirii de astăzi mi-a dat cumva un impuls și m-a ajutat să nu renunț la ceea ce îmi place să fac și ceea ce mă bucură, mă face fericită. Crezi că vei putea în viitor din pasiunea ta să îți câștigi și existența? Da, sincer, da. Aștept să împlinesc vârsta de 16 ani ca să pot să îmi dau examenele și să pot să devin antrenor calificat cu o diplomă. Proiectul se adresează și diriginților care au un rol extrem de important în dezvoltarea personală a elevilor, mai ales în perioada adolescenței. Cred că au un rol foarte, foarte important pe lângă rolul familiei. De aceea, astăzi pentru noi e o zi deosebită în acest sens, deoarece am avut această oportunitate de a participa cu liceenii în cadrul unui proiect educațional, un proiect, cred eu, lăudabil din partea Clubului Rotary Voievodal din Sighetul Marmației, care anul acesta derulează un proiect educațional intitulat chiar așa, Dăruiește pentru educație. În acest sens a fost invitat un formator de oameni, după cum s-a prezentat, dar întâlnirea a fost cu liceenii. Tema a fost chiar pasiunea și ideea este de a-și descoperi pasiunile din timp,
pentru că fac parte din dezvoltarea lor personală și cred că e foarte important să fie dirijați de cineva care are competențe în acest sens. Așa că azi cred că am făcut o echipă bună cu cineva venit din afara sistemului educațional, dar care face acest lucru, formează și dezvoltă personal caractere, oameni, adulți, de data aceasta adolescenți, viitor oameni. Proiectul Dăruim pentru Educație a ajuns la liceenii din Sighet prin intermediul Rotary Club Sighet Voievodal, care și-a propus anul acesta să investească în educație. Dacă proiectul va avea succes, va continua și în alți ani. Având în vedere că tema anului rotarian 2021-2022 este Serve to Change Lives, adică să servești pentru a schimba vieți, ne-am gândit împreună cu colegii de la Clubul Rotary Voievodal să abordăm tema educației. Fiind prieten mai vechi cu domnul Romeo Crețu, am luat legătura cu dânsul. El chiar lucra pe acest tip de proiect din 2017, din câte am înțeles, a vizitat mai multe licee din țară. Am realizat un parteneriat cu dânsul și am ales 10 clase din 4 licee din municipiul nostru pentru a dezvolta proiectul Dăruiește pentru Educație. Astăzi a fost prima întâlnire cu elevii, mai urmează încă 2 runde de întâlniri, urmând ca la ultima rundă să participe dânsul și parte din cei care au realizat proiectul, mă refer aici la diriginți, la directorii de licee, la balul Rotary, care va încununa acest proiect, eu zic că de succes. Cum au reacționat școlile, elevii și diriginții la acest proiect? Vreau să spun că la prima întâlnire cu directorii de licee au primit chiar cu mare bucurie. Nu știau despre ce e vorba în prima fază, dar feedback-ul de astăzi a fost unul extraordinar. Chiar am văzut pe fețele copiilor la intrare și la ieșire, era deja o diferență între cum intrau la această prezentare și cum au ieșit. Erau mult mai veseli, mai, zic eu, mai câștigați din această experiență. Fiecare primește o carte, cadou, în care își va nota și va aprofunda ceea ce a învățat în acele prezentări. Iar ceea ce v-am spus la început, să schimbăm tema noastră, să schimbăm vieți, mă gândesc că măcar 2-3, eu știu, 5 vieți putem schimba cu acest proiect. Dacă va fi de succes, încercăm să-i dăm o tentă anuală, finanțată, bineînțeles, de către clubul nostru, iar dacă liceele consideră că acest proiect a fost util, ei vor putea lua legătura cu domnul Romeo Crețu și să dezvolte acest subiect sau, bineînțeles, și alte subiecte.